Dumitru Călugăru este elev al Colegiului Național Tudor Vladimirescu, în clasa 11-a. De-a lungul anilor, gorjanul a reușit să câștige olimpiadă după olimpiadă, adunând acasă numeroase diplome pentru disciplina chimie. De curând, adolescentul a obținut medalia de aur la Olimpiada Internațională de Chimie Dmitri Mendeleev, desfășurată la Moscova, motiv pentru care autoritățile au luat decizia de a-i recunoaște meritele deosebite. Băiatul spune că dacă până mai ieri se visa doctor, acum și-a schimbat opțiunea. Dorește să devină cercetător în domeniul chimiei și are toate șansele, ținând cont de performanțele atinse. M-am reprofilat și în mod cert mă văd lucrând peste câțiva ani într-un laborator de cercetare în domeniul chimiei. Cât despre facultate, eu voi aplica la Universitatea din Cambridge. Dacă voi fi admis acolo, urmează să studiez chimia pură acolo. Din păcate, în fiecare an, olimpicii gorjeni și nu numai iau calea străinătății, unde pot activa și totodată primi un venit corespunzător pregătirilor. Cei rămași acasă se amăgesc cu speranța că românii se vor întoarce acasă pentru a pune în practică experiența acumulată peste hotare.